Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Iată-ne în a doua emisiune după, pot să spun așa, după noua etapă a vieții mele. Este o etapă pe care va trebui să o depășesc și vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru susținere, pentru susținerea morală, pentru susținerea în rugăciuni, pentru susținerea fizică și pentru cea materială, pentru că dacă nu ați fi fost dumneavoastră, dragi prieteni, nu aș fi putut să trec cât de cât mai ușor peste toate aceste momente tragice din viața mea. Dacă cineva încă nu știe sau poate se întreabă văzând această emisiune ce s-a întâmplat, fiul meu, Constantin Andrei, l-a luat Domnul la el într-o lume mai bună, într-o lume unde nu este nici durere și unde este bucurie și lumină. Dumnezeu să-i odihnească sufletul acolo sus. Am să încerc să nu plâng. Vreau să vă prezint astăzi un mai vechi colaborator al emisiunii noastre Viață în Armonie, care, bineînțeles, a răspuns foarte repede, știindu-mi suferința, la invitația mea de a veni și a discuta astăzi despre un subiect care, după cum vedeți, trebuie discutat. Nu sunt numai eu în această situație, sunt foarte multe persoane. Din nefericire venim și plecăm și spun bine ai venit, Dan Găucan, la Piatra Neamț, la emisiunea noastră. Bine te-am regăsit și bine v-am regăsit. Ai răspuns provocării și nu este un subiect ușor. Și nu este un subiect care poate fi discutat cu oricine. Sunt oameni care percep spiritele celor care pleacă, sunt oameni care înțeleg niște lucruri, sunt oameni care pot explica, sunt oameni care pur și simplu iau lucrurile așa cum sunt și trăiesc în suferința lor. Vreau să spun, Dan, un lucru. În experiența mea de atunci și până acum, deci din momentul în care am aflat că nu mai este, suferința mea ca om s-a manifestat în diferite feluri. Foarte mulți spun să nu plâng. Și eu, înainte de a avea această pierdere, spuneam la fel. În momentul în care trăiești aceste momente, nu mai spui același lucru. Pentru că se formează acel ceva pe care nu știu cum să-i spun eu. Eu l-am numit hău. Pe care nu-l poți umple cu nimic. Și dacă îți vine să plângi, plângi. Adică eu cel puțin așa fac. O fac din ce în ce mai puțin. Sunt conștientă că, așa cum spuneau foarte mulți cunoscători, plânsul arde sufletul celui plecat și nu-l lasă să urce. Dar durerea mea, cum să mi-o manifest? Pentru că dacă nu mi-aș manifesta-o, așa cum în viață, în viața de toate zilele, fără această suferință, nu ți-o manifesti și tu știi bine despre ce vorbesc. Se duce pe, ca boală pe un organ sau pe altul. Am dreptate? Așa este, dar vreau să înțelegem cu toții că această suferință care o simțim în momentele în care pleacă cineva drag de lângă noi, pleacă din zona creierului nostru. Deci creierul este cel care, mintea noastră, este cea care nu înțelege și nu vrea să înțeleagă cum stau lucrurile efectiv aici pe pământ. Deci, dacă am stat puțin și am analizat și am cere informațiile adevărate și curate și, bineînțeles, trebuie să le punem și în practică și știi cum e, teoria ca teoria, dar practica te omoară. Tocmai. Așa e. Atunci, lucrurile vor fi din ce în ce mai ușor pentru noi. Nu spune nimeni că suntem de piatră. Toți suntem oameni. Toți suferim și eu am trecut prin chestii asemănătoare cu tine. Mi-am îngropat ambii părinți până la 35 de ani și mi s-a părut foarte, foarte dur. Dar până la urmă știți că este o vorbă care îmi place mie maxim. Dom'le, de un singur lucru suntem siguri în momentul în care venim aici pe planeta asta. Că trebuie să-și plecăm. Că vom pleca. Și vom pleca, iar, cum să spun eu, contractele astea, cum le zic eu, cu ghilimele de rigoare, care se fac între fiecare individ în parte
și Dumnezeu recomand să fie respectate de către cei din jur. De exemplu, noi nu avem absolut nimic. Copilul, Andrei, nu era copilul tău. Copilul meu, Rareș, Ioan, nu este copilul meu. Eu doar l-am născut. El este al lui Dumnezeu, el hotărăște cum vrea să trăiască, ce vrea să facă. Rolul meu ca părinte este într-adevăr să fiu alături de el, să-l îndrum și să-i ofer tot ce pot eu. Dar mai mult de atât, nu am ce să-i fac. Asta, acum, în perioada asta, că vreau să vorbim puțin și de chestiile astea, transformările astea generale prin care trecem acum, mulți vor alege să plece. Mulți vor alege să plece pentru că nu corespund cu noile cerințe ale vibrațiilor energetice prin care merge planeta și omenirea. Și nu mai vor, efectiv nu mai vor. Asta nu se întâmplă nimic rău din chestia asta. Se duc acasă și se odihnesc. Vreau să te întreb un lucru. Mi-ai spus că în aceste schimbări, mulți aleg să plece. Vreau să spun că Andrei simțea în ultima perioadă că nu mai este compatibil cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. Era nemulțumit. Îl simțeam și nu numai eu l-am simțit așa, ca un în termenii noștri vorbind, un spirit înalt limitat într-un corp mic. Da. Vreau să te întreb, este adevărat că fiecare om, înainte de a pleca, cu o perioadă de timp înainte, simte ceva? Din informațiile mele, da, și pot să vin cu o informație mai puternică. Acelor persoane care nu le este frică de moarte, le știu exact cum vor muri și cum vor pleca. Fac aici o paralelă, să vă uitați la filmul Ostrovul. Este un film, cred că rusesc, ucrainean, nu știu, ceva de genul ăsta, în care un călugăr, efectiv, se pune el singur în sicriu și trage capacul la sicriu. Deci sunt cazuri reale. Sunt cazuri reale astea. Dar trebuie să depășim noi de această frică de moarte, pentru că ce se întâmplă, știți prea bine, frica este dușmanul nostru numărul 1. Iar dacă noi percepem moartea ca o chestie, fai de mine, și s-a terminat tot. Deci moartea e o simplă trecere. Da, este o trecere pentru spirit, pentru suflet. Dar noi trăim în material. Corect. Și acum, te rog să mă scuzi, dar poate că este, cu siguranță este o doză de egoism a celor ce rămânem, pentru că în momentul în care plângem că nu mai este acea persoană, nu plângem că a plecat, pentru că a plecat în lumină și este bine acolo unde este, plângem că nu mai este lângă noi. Corect. Pentru că, îți dau un exemplu și ai să-mi dai dreptate, pentru că este firea lucrurilor să gândesc așa. L-am înmormântat pe 7 martie. Pe 8 martie era ziua mamei, ziua femeii. Deci pentru mine a fost ceva cumplit, că nu mai avea cine să-mi spună te iubesc, mamă, la mulți ani, mamă. Da. A fost o zi cumplită. Și atunci pot să spun că este poate egoismul, dar este ceea ce am simțit atunci. E durerea de a nu mai fi lângă tine și n-ai cum să nu regreți, n-ai cum să nu plângi, n-ai cum să nu strigi. Corect, dar dacă eu spun cum aș fi gândit în situațiile astea, n-am trecut prin așa ceva, conștient nu-mi doresc să trec, dar cine știe inconștient ce am ales, că aici fac o paranteză, tu ai ales să treci prin ce trece. Acum, poate sună dur, dar tu, la nivel de spirit, ai ales să treci la un moment dat să-ți îngropi copilul. Da? Deci, absolut nimic nu este întâmplător. Pentru că ce se întâmplă? Aici venim să învățăm. Da? Cum am mai repetat-o de atâtea ori, venim să învățăm la nivel de suflet. Venim, învățăm într-o viață să ne îngropăm copilul, dau un exemplu. Într-o viață venim să ne îngropăm părinții, să vedem cum este. Chestii de genul ăsta. Prin ce ai trecut tu acum, la nivel de spirit, tu te ridica foarte mult. Și o să te ridici din ce mai mult, pentru că ai trecut, bine, mai puțin, să mai treacă timpul și atunci lucrurile o să vezi că o să te simți din ce în ce mai bine. Dar
viața va lua o întorsătură foarte bună, pentru că ai trecut cu bine peste lecția respectivă, peste lecția asta de față. Dragi? În 95, în februarie, mi-am înmormântat tatăl. Da. În 95, în decembrie, a murit soțul în accident de mașină. Acum 2 ani, a murit al doilea soț al meu, Coșnete Marius. Între timp a murit colega mea, Irina Focșa Tudoriu. Am înmormântat-o și pe ea. Vreau să spun că durerea este foarte mare pentru fiecare când pleacă, dar pentru niciunul n-am simțit durerea care am simțit-o. Ca să-i spun durere. Această emoție și sentiment care am simțit cu copilul meu. Este normal. Este inegalabil. E și normal să... Cred că asta e cea mai mare suferință de pe planeta asta. Să-ți îngropi copilul. Din ce simt eu, cam asta e cea mai mare suferință prin care poți să treci. Dar evoluezi foarte mult la nivel de spirit după ce ai trecut de etapa asta. L-am visat și eu îmi pun acum pe tapet aceste lucruri pentru că fiecare se poate regăsi în anumite momente. Corect. L-am visat vesel după câteva zile după ce l-am înmormântat. L-am visat vesel, cu un cățel, era bucuros, era fericit, era bine acolo. Noaptea mi-a apărut într-o fracțiune de vis, foarte, un pic agitat. Și n-aș putea să spun, și că nici măcar nu țin minte cum decât a fost o fracțiune și era agitat. Asta înseamnă oare un mesaj pentru mine? Agitat, nemulțumit, în sensul în care, nu știu, poate pentru că într-adevăr nu mă liniștesc eu. Păi asta e, eu din ce simt acum, simt să-ți transmit că el este oglinda ta perfect acum. Dacă tu te liniștești, atunci el se va liniști și va pleca unde-i locul lui să ajungă. Că asta se întâmplă de obicei și dacă ne întoarcem puțin și în istoria neamului românesc, ne aducem aminte cum dacii întotdeauna la botez plângeau, iar la mormântări se distrau. Ei știau foarte bine secretele astea, cum le zicem noi secrete, ale universului. Că de fapt și de drept greu aici este, pe planetă. Nu acolo. Și sunt o grămadă de oameni care au fost în moarte clinică. Pot să vă confirm și eu chestia asta, că și eu am fost. Deci acolo e foarte bine. Nu există iad. Da? Nu există iad. Deci totul e bine și frumos. Nu există iad, dar există totuși. De ce în Biblie spune că Iisus a coborât în iad și a deslegat lanțurile iadului? Deci ceva trebuie să fie, pentru că nu se poate ca Biblia să spună așa ceva fără să fie adevărat. E vorba de întunericul nostru, nu de întunericul universal, care e iadul, cum este. E vorba despre întunericul nostru. Eu așa simt, eu vă spun părerile mele, ceea ce simt eu, nu e obligatoriu să fie adevărat, fiecare să se conecteze pe cât posibil, să simtă informațiile care le dau eu acum aici. Mi-ai spus de daci și vreau să te întreb, pentru că tu cunoști mai multe secrete, între ghilimele, despre ceea ce făceau dacii și lucrurile care ar fi trebuit să ajungă în tradiția noastră, pentru că ne tragem de acolo. Corect. Dar, din păcate, ori din necunoștință de cauză, ori din ignoranță, ori poate că unii preferă să spună că se trag din romani și nu din daci. Ce se întâmplă? Ei aveau și ei secretele lor și aveau și remedii, între ghilimele spus, pentru aceste stări. De a ieși din această stare. Păi da, dar ei, din ce știu eu, ei vorbeau, îi învățau pe copiii de mici. Voi v-ați dat seama dacă noi am fi învățați de mici că de fapt și de drept moartea este o trecere, că de fapt și de drept fiecare venim individual aici și plecăm individual, nu avem, nu suntem legați de absolut nimeni. Dacă noi am face chestia asta de când suntem mici, dacă am fi educați de la vârstă fragedă, o să vedeți că atunci se schimbă societatea. Ei, oricum copiii când vin să vă uitați, să-i urmăriți pe cei născuți cel puțin de prin 2000-2010 încoace. Ei vin cu niște informații de
te uiți la ei și întrebi, îți vine să întrebi care e tata și care e copilul. Pentru că eu, de exemplu, am învățat foarte multe lucruri de la copilul meu. Copilul meu e maestrul meu, eu așa îl consider, și sunt foarte multe cazuri de genul acesta în țară și în lume. Și asta. Ei vin cu informații proaspete. Nu li se șterge tot. Da? Și asta zic, că dacă noi am fi educați de mici, atunci n-am mai trece prin suferință atât de puternic. Deci asta este una din soluțiile de a ne educa copiii și a-i ridica vibrațional, pentru că până la urmă îi ridici vibrația înțelegând că noi venim aici cu un scop, trecem prin această viață cu un scop pentru a ne experimenta și pentru a evolua, iar în momentul în care am evoluat, nu știu, Doamne ne ia la el. Păi despre asta e vorba, că eu vă spun sincer, n-are rost să stăm prea mult pe aici. Eu, cel puțin așa gândesc, eu vreau să-mi termin ce am determinat ca lecții de învățat pentru mine și ce ajutor pot să dau celor din jur și după aia să plec acasă. Pentru că am zis și o mai repet încă o dată, aici e de treabă mult. Încolo e foarte bine. Vă mai recomand două filme, cu siguranță mulți dintre voi le-ați văzut, dar e bine să le revedeți, și Viața Continuă și Casa Noastră. Sunt niște filme, am impresia că braziliene, ceva de genul ăsta. Le-am simțit foarte, foarte aproape de adevăr, filmele astea. Și să citiți, dacă aveți dorința, Scarlat Demetrescu, Viața Dincolo de Mormânt. Să vedeți, deci cartea asta, din punctul meu de vedere, ar fi bine să nu lipsească din nicio casă. Înțelegi foarte bine lucrurile acolo cum stau. Și asta. Și atunci când mintea se liniștește, că de fapt și de drept problemele la noi pleacă din cauza, îmi place mie să zic, piticilor noștri de pe creier, care sunt niște programe băgate. Mamă, când ai murit, avem o singură viață. Ăsta e program. Avem o singură viață, când ai murit te duci în funcție de cum ai făcut, te duci în iad sau rai sau nu știu pe unde te mai duci. Din punctul meu de vedere sunt total false lucrurile astea. Da, bine, ținând cont de faptul că până la urmă toate religiile duc ca idee a trăi frumos, a trăi corect, a trăi în pace, în armonie, în iubire. În iubire. Nu poți condamna anumite lucruri decât că pe aici, pe acolo se fac niște limitări sau s-au făcut niște limitări. Ținând cont de faptul că noi, pentru că nici tu nu ești departe de faptul că ai fost crescut în vremea lui Ceaușescu, da, da, și da, am fost limitați din foarte multe puncte de vedere și nici măcar la biserică nu aveam voie să ne ducem. Ei, în momentul în care am avut libertatea de a merge la biserică, ne-am luat așa cu totul, am primit tot ce ni s-a dat, fără a mai cerne. Și atunci, automat, s-au schimbat într-un fel programele acelea cu altele. Dar a venit, iată, și momentul în care putem să gândim și să aflăm lucruri de la vorba ta, de la copiii noștri care au venit și care vin cu noutăți. Tu știi foarte bine și am să te rog să ne spui și nouă, că noi trăim acum niște schimbări, începând dintr-un an, poate îi spui tu exact anul în care au început aceste schimbări de evoluție și de schimbare a întregului pământ. Bine, anul, schimbările sunt întotdeauna, dar mai considerabile așa, au început de prin 2011, era un an foarte puternic, după aia 2012 și tot așa au fost în creștere. Din ce simt eu acum, anul ăsta 2017 este un an foarte important pentru noi toți, pentru că este un an, din punct de vedere numerologic, 1, da? Vor urma 9 ani extraordinari de cum ne așternem și cum ne așezăm, așa va fi. Sunt niște aceste vibrații care sunt acum pe pământ, accelerează foarte mult ceea ce emitem noi. Foarte, foarte mult. De asta zic, acum este un efect de bumerang extraordinar de rapid. Dacă eu gândesc
Cu alte cuvinte, exact. Ce se întâmplă? Păi, dacă eu sunt în vibrație joasă, mă duc de tot jos. Dacă sunt în vibrație înaltă, în iubire, pace, liniște, în primul rând cu mine, că asta e foarte important, noi să fim în pace cu noi. Da? Ce înseamnă, Dane, pace cu noi? Păi, exemplu foarte simplu care pot să vi-l dau, nu știu, să vină cineva pe stradă și să spună că tu ești urât. Așa și eu mă simt frumos așa cum sunt eu în pielea mea, că am 120 de kilograme sau că am, nu știu, cercei în ureche sau că sunt tuns nu știu cum. Da? Eu mă simt bine așa cum sunt eu acum, în momentul ăsta. Te iubești pe tine în primul rând? Clar. Și să-mi fie, cum să spun eu, să-mi fie mie bine, asta nu înseamnă că trebuie să mă intereseze ce fac cei din jurul meu. Dar prioritatea, ordinea, cam asta este. Întâi eu să fiu ok și apoi să pot ajuta pe cei. Eu dacă nu știu să înot, eu nu pot să te învăț pe tine să înot. Corect. Deci eu trebuie să învăț eu întâi să înot, să intru în apă, să văd cum e, să văd. Foarte multă lume spune, schimbarea pornește de la tine, schimbă-te tu și după aceea se vor schimba cei din jurul tău. Exact. Și să știi că la un moment dat și eu, trăind în lumea asta și fiind înconjurată de tot felul de oameni, spui, Doamne, cum te poți schimba tu când vezi că în jurul tău e judecată, în jurul tău este răutate, în jurul tău este... Cum să fii tu bun și să iubești și să-ți... Uite, încet, încet am reușit să depășesc aceste lucruri pentru că am constatat că nu-mi fac bine mie. Corect. Deci mie nu-mi face bine să judec pe altcineva. Și dacă mie nu-mi face bine, atunci am spus stop, cel puțin asta fac eu. Am spus stop și mi-am pus așa ca un zid între mine și persoanele respective. Și chiar dacă cineva m-a judecat, nu ajunge la mine. Acea energie nu ajunge la mine. Și chiar dacă ajunge, care e problema? Și chiar dacă ajunge, îi respectăm alegerea omului despre... Dar nu ajunge, deci sunt protejată eu, m-am protejat. M-am protejat prin puterea divină ca nefăcând acest lucru să nu mi se întoarcă, exact ce spuneai tu. Da, deci asta e, trebuie să fim foarte atenți la ce gândim în perioada asta. Din informațiile mele, acum va mai fi puțin greu până la Paștele nostru. Se spune că luna martie este o lună încărcată. Și aprilie este la fel, jumătate și aprilie, dar după aia simt eu că o să fie puțin mai pauză publicitară, cum îmi place mie să spun. Te rog, ce recomandări dai pentru perioada asta? Oameni buni, să permitem să se întâmple tot ce se întâmplă în jurul nostru, fără să judecăm în prima fază, să acceptăm să vină spre noi tot ce este devenit, să încercăm să nu ne enervăm prea tare, pentru că au un loc extraordinar de multe eliberări acum, din toți, inclusiv animale, plante și astea. Au foarte multe eliberări au loc. Ce înseamnă eliberări, Dani, să se înțeleagă? Omul ies la suprafață toți nervii din el. Se poate enerva o persoană dacă, nu știu, ai pus lumânarea dintr-un capăt în altul. Deci se enervează din senin, fără un motiv anume. Exteriorizările. Da. Scoatem la suprafață tot ceea ce este în noi. Toate fricile și lucrurile negative. Uh-huh. Da? Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că se va termina odată cu etapa asta și vom începe să ne recunoaștem sub o altă formă, vom vedea ce e frumos în noi și ce este bun? Da, bine, vor mai fi câteva etape, dar e foarte importantă fiecare etapă, da? Fiecare etapă are importanța ei. Dar așa recomand să-l permitem să iese la suprafață tot noroiul, cum îmi place mie să spun, din noi, pentru că este noroiul nostru, nu mi l-a băgat pe gât nimeni, și la un moment dat se va termina de curățat. Și după ce am terminat de curățat acest noroi, care aici fac o paranteză, o parte este din viața asta, dar sunt multe părți și din alte vieți. Deci pentru persoanele care nu cred în reîncarnare și asta, e posibil să le fie greu să înțeleagă ce se întâmplă cu ei în perioada asta de eliberare. Da? De exemplu, au fost persoane, am întâlnit chiar în intermediul terapiilor mele, persoane care au fost călăi în alte vieți sau samurai sau care au ucis multe persoane și au detras mult acum de curățat din viețile respective. Dar dacă îți vine informația la tine și
tu o accepți și nu te judeci și îți ceri iertare față de cei cărora le-ai făcut rău cu în alte vieți, lucrurile încep să devină din ce în ce mai simple. Uite, am uitat să aduc, am uitat să aduc această rugăciune a iertării pe care eu o fac în fiecare dimineață. Fiecare poate să o facă cu cine vrea, cu cine consideră că are ceva de iertat. Este foarte, foarte, mi-a dat-o Niculina și de ani de zile o spun. Și cel puțin pe mine m-a ajutat foarte mult să depășesc și etapa cu fiul meu, pentru că fără să vrei, greșești, sau poate chiar să vrei, greșești, sau dacă consideri, poate să nu fi fost o greșeală, dar ai considerat că ai greșit, atunci cereți iertare. Și nu mi-aduc aminte, eu o citesc, chiar dacă o fac de foarte mult timp, nu știu de ce nu le pot învăța pe de rost aceste... E foarte bine, pentru că ele se mai și schimbă de la caz la caz și de la... se poate schimba și de la an la an modelul de rugăciune, plus că mai e o chestie acum, în energiile astea noi care sunt acum, e cam de ajuns intenția. Nu mai necesită timpul să stăm să ne rugăm, nu știu, jumătate de oră, o oră, două ore să citim. Intenția, pur și simplu. Îmi vizualizez un exemplu simplu. De exemplu, în cazul tău cu Andrei, îl vizualizez pe Andrei și îmi cer iertare. Îi spun că îl iubesc, Ho'oponopono, mai face la fel, da? Și spun, te iubesc, dragul meu, și aici vin cu o chestie completată, completez, dă-i drumul să plece. Păi asta fac, îi spun, da? Iartă-mă, te iert, te iubesc, mulțumesc și te eliberez. Și lasă-l să plece, pentru că e și pentru el, este foarte bine și pentru tine, și asta, că nu întâmplător spunea Iisus la un moment dat. Morții cu morții, vie cu vie. Așa este, doar că, repet, sunt aceste emoții pe care tocmai tu spuneai un pic mai devreme, da? Chiar dacă sunt din creier, sunt aceste emoții, nu știu cum să spun. Sunt normale pe planeta Pământ, Hai să te mai întreb un lucru. Da. În momentul în care îi ating un lucru de-al lui, care i-a aparținut, deci am acea senzație, o energie care este separată și nu pot să spun în cuvinte. Ei, cum să treci? E tot aici? Da, e din cauza atașamentului extraordinar de prins, puternic. Din cauza atașamentului foarte puternic. Dar o să vezi că în timp lucrurile astea o să dispară. Da, timpul le cicatrizează, da, rănile, în timp așa dispar. Este. Ideal ar fi timpul acesta să fie cât mai mic, pentru că trecând la o etapă nouă a vieții tale, eu zic că e bine să te pregătești pentru... Da, ne-au trecut două săptămâni, chiar nu... Da, e adevărul că e prea din scurt. E prea din scurt. Și cele 40 de zile sunt cele mai dureroase. După care Dumnezeu mă ajută oricum să trec peste toate. Cu siguranță. Foarte mulți prieteni care am în jurul meu. Vezi că tu mai trebuie să ajuți în continuare multe persoane. De asta am și început să fac emisiunile. Te felicit pentru treaba asta, bravo. Mulți care au trecut și trec prin ceea ce trec eu și poate vor trece și eu nu știu cât sunt de puternică eu. Știu că tot ce am de la Dumnezeu. Pentru că am învățat un lucru. În viața mea s-au întâmplat extraordinar de multe minuni pe care Dumnezeu mi le-a dat și sunt convinsă că tot El îți dă și vorba, este vorba aia, Doamne, nu-mi da cât pot să duc. Da. Și atunci e clar că Dumnezeu îți dă cât poți să duci și tot puterea mea dă Dumnezeu. Este aici, pot să spun, Doamne, mulțumesc și îți sunt recunoscătoare pentru asta. Dar ție îți mulțumești? Pentru că și tu ai un rol foarte, foarte important în ecuația asta. Dumnezeu, într-adevăr, are un rol important, dar și noi, ca indivizi. Că e vorba aia, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Dacă tu nu ești, cum să spun eu, deschisă și să primești și asta. Am comunicarea cu Dumnezeu și atunci dacă o am, înseamnă că o primesc și eu. Cu toți avem comunicarea cu Dumnezeu, numai că unii țin volumul mai mic, mai mediu, mai mare. Important e să fim conștienți, să dăm drumul la volum cât mai mare și să avem încredere că există miracole, există minuni. Lumea și viața nu e doar cea pe care noi o percepem cu ochii fizici. Pentru că este cu mult mai... Categoric, așa este, pentru că noi suntem, așa cum spuneai tu mai devreme, prinși în material și exact. Ne lipsește atașamentul și tot ce nu ne permite să ne ridicăm mai sus. Corect.
Corect. Dar cu cât creștem vibrațional, cu atât înțelegem niște lucruri. Și revin la ceea ce a spus Dan, este foarte important, stimați prieteni, foarte important este ca să învățați copiii dumneavoastră, indiferent ce vârste au, chiar dacă n-ați făcut-o și au crescut, nu știu, la o vârstă 10, 12, 15, explicați-le ce înseamnă să venim, să trăim și să plecăm. Și explicați-le faptul că atunci când noi vom pleca, este o eliberare de pe pământ din acest trup și vom fi spiritul nostru, sufletul nostru va fi acolo sus la Doamne, în liniște și în lumină. Drept pentru care suferințele celor ce rămân să fie cât mai puține. Da, așa este. Așa este. Pentru că există, cum spuneai, viață dincolo de mormânt. De moarte, sau cum de se moarte, spune? De moarte, da, viața dincolo de moarte pe pământ, dar de fapt nu e moarte. Dar nu e trecere. Dar, da, știți cum e, cum se spune în popor, a venit cineva de acolo să ne explice exact cum e. Eu vă spun că au venit, dar n-au fost... Au fost ignorați extraordinar de mult. Sau le-a fost frică să vorbească, cum ți-a fost și ție. Le-a fost frică să vorbească. Mie nu mi-a fost frică, că știi, frica asta de a vorbi se datorează neîncrederii în tine. Eu acum pot să vorbesc și în piață, să le spun, da, am fost în moarte clinică și am revenit. Dacă ei mă trimit la Socola, este problema lor. Eu știu cine sunt și știu ce am trăit și știu ce am făcut. Dar o să vedeți că în perioada următoare vor ieși în față din ce în ce mai mulți de oameni, din ce în ce mai mulți oameni treziți, cu ghilimele de rigoare. Foarte, foarte mulți vor începe să simtă altceva de până acum, ca până acum, vor începe să se schimbe ei. Ca de exemplu? În primă fază vor simți niște vibrații prin corp, niște furnicături. La mine, de exemplu, când s-a întâmplat, coloana vertebrală parcă era prinsă în menghină, nu mă puteam mișca deloc. Deci se manifestă în fizic. Se manifestă și în fizic, da. Vor vedea cu coada ochiului, nu știu, luminițe sau anumite entități, îngerași. Se vor speria în prima fază, cu siguranță, că așa am trecut și eu în chestia asta. Mintea nu înțelege, e ceva nou, nu percepe ce se poate întâmpla. Doar în timp și cu răbdare și dacă credem în Dumnezeu și în miracole, lucrurile se rezolvă de la sine, fără să mergem la, nu știu, terapeut, preot și alte chestii. Noi avem toți informațiile astea noi. Deci toți le avem. Și mai avem nevoie de un lucru, avem nevoie de ghidare spirituală. Dacă nu cerem, s-ar putea să se manifeste mai cu încetinitorul. Da, da, da. În momentul în care cerem arhanghelilor, eu așa mă rog, arhanghel, sfinți, serafim, hierufim, îngeri păzitori, ajutați-mă. Și atunci, în momentul în care spui ajutați-mă, ei sunt deja lângă tine și te ajută acolo unde ai nevoie, nu? Da. Te ajută să percepi, să simțurile acestea pe care noi le numim paranormale, dar de fapt sunt la noi. Sunt foarte normale. Sunt la purtător, cum sunt se spune. Sunt foarte normale, da. Să vezi altfel de lucruri, între ghilimele lucruri, să vezi altceva, da? Îngeri, cum spui tu, sfere de lumină. Vin aici cu un exemplu de la mine din familie. Săptămâna trecută am impresia, eu nu eram acasă, eram plecat la niște cursuri, mi-a spus soția că fiul nostru Rareș, în timp ce se jucau în sufragerie, s-a oprit din joacă și i-a zis mamei, uite mami, vezi îngerașii aia de acolo? Vezi ce frumos sunt? Au venit la noi, au venit la mine, au venit cu noi. Și dați seama, mama n-a văzut nimic. Nici eu nu văd cu ochii fizici, eu îi simt și astea, dar nu îi văd exact. Câți ani are Rareș? 6 ani jumătate. Mulți înainte sănătoși. Mulțumesc. El vede și sunt mulți copii ca el. Important e, de ce vă dau exemplul ăsta, noi ca părinți să nu le tăiem aripile și elanul. Să nu ne sperie mamă ce-i cu copilul nostru, deja vede, nu știu, stafii sau alte chestii și ne ducem cu el la psiholog sau psihiatru. La psiholog e ok dacă mergem, nu consider o chestie ieșită din comun. Dar dacă începem să dăm pastile la copii, le facem extraordinar de mult rău. De asta îi lăsați-i și încurajați-i, pentru că ei vin cu niște informații foarte prețioase pentru noi. Și în momentul în care noi
spunem, da, 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 chiar dacă pe moment unii dintre părinți nu simt, nu văd și astea, da, dragul meu, ai dreptate, bravo. O să vedeți că încetul cu încetul și părinții vor simți. Uite, am constatat acum și am să vă arăt și dumneavoastră, stimați telespectatori, un lucru pe care nu l-am văzut până în momentul acesta. Noi discutăm despre viața de aici și viața de dincolo. Am să rog pe colegul meu să dea cadru larg. Acest decor este, după cum vedeți, cu literele normale, iar decorul de dincolo este întors invers. N-a fost pus cu intenție, deci pur și simplu așa a fost să-l pună. Uitați-vă și dumneavoastră ca să vedeți că nimic nu este întâmplător. Acum am constatat lucrul ăsta și îmi dau seama, fac legătura, de fapt, cu ce s-a întâmplat. Deci eu sunt pe invers acum. Nu, tu ești, pentru că tu ai venit cu noutățile și cu tot ceea ce îmi spui despre viața cealaltă. Da, 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 eu știu, am înțeles, dar am vrut să fac o glumă și asta. Da, cu siguranță, cu siguranță cineva poate ar fi văzut, eu acum am înțeles de ce au fost puse așa. Pentru că nimic nu este întâmplător. Și de fapt ambele formează cum se zice, platou, da? Deci chiar și aia pe inversul, directul și indirectul formează întregul. Exact. Asta este echilibru. Exact, asta trebuie să înțelegem. Cu toții și să nu catalogăm ceea ce nu înțelege mintea noastră, să nu catalogăm ca nebunie. Mulți în ultima perioadă, când am încercat să le explic anumite lucruri, cum le văd eu și astea, din prima m-au catalogat nebun. E problema lor, este alegerea lor, pe mine nu mă mai afectează astfel de vorbe, astfel de cuvinte, dar te uiți și doar observi. Asta e foarte important și pentru noi, să observați, să nu vă implicați, să intrați cu bocanci în viața unui om, să-i spui, domnule, vino că eu te trezesc și eu știu ce e mai bine pentru tine. Îl lași pe om în ritmul lui. Mi-aduc aminte când am stat noi de vorbă cu om ceva timp, nu știu, vreo lună și ceva, nu, prin ianuarie, da? Te-am rugat să mă ajuți un pic, pentru că eram într-o perioadă destul de critică în ceea ce mi se întâmpla în viața mea și mi-ai spus, bucură-te pentru că se eliberează energiile negative. Bucură-te că se manifestă, că încep să iasă. La început, în criza aceea în care eram, că nu mă simțeam bine, mă uitam și spuneam că, exact ce spuneai tu, că nu ești întreg la minte. După care am stat ușor, ușor și le-am înțeles, le-am început să le gândesc. Primul impuls, probabil că nu numai al meu, este de a te interpreta ca fiind nenormal. Dar după aceea, având și eu un pic de cunoaștere, realizez că lucrurile stau altfel, din ce în ce mai altfel. Și este nevoie să le acceptăm, pentru că dacă nu le acceptăm, ne vom izbi de un zid și nu ne lasă să trecem dincolo. Să trecem și să vedem mai mult decât vedem și să simțim mai mult decât simțim. Revin din nou cu ceea ce spuneam la începutul emisiunii, este nevoie să simțim, chiar dacă nu-i face bine nici lui, că îl plâng și când îmi vine, ca și în filmul ăla, când îmi vine să fluier. Uh-huh. Ei, când îmi vine să plâng, nu durează foarte mult, dar trebuie să scot acea emoție și să o manifest, pentru că altfel se duce undeva în corp și nu vreau nici să mă îmbolnăvesc, dar de ce nu, dacă Dumnezeu mi-a dat emoțiile astea, de ce să nu le manifest? Bine, asta e ok și fiind foarte, cum să spun eu, trecând doar 2 săptămâni de la tragicul eveniment, e logic și normal să se întâmple și să simți așa. Dar în terapiile mele am întâlnit persoane care trecuseră câțiva ani. Am avut persoane care trecuseră vreo 13-14 ani de la despărțire și încă sufereau în continuare și s-au blocat complet viața lor pe pământ din cauza acestui atașament. Și asta zic, nu e ok, nu e bine să ne ducem mai mult decât ar fi necesar, să ne ducem cu această suferință. Normal, un eveniment de genul acesta te trântește în genunchi, oricât ai fi tu de maestru spiritual, oricât ai fi de cunoscător și asta, te trântește în genunchi. Important e să te ridici de acolo. Da, să-ți folosească această cunoaștere. Oricum îți folosește, dar e faza să te ridici de acolo cât mai repede, să nu stai prea mult acolo, că cu cât stai mai mult, cu atât va fi mai greu să te ridici.
Asta vă spun sigur. Da, eu am început să ies din casă, pentru că mi-era greu să ies. Foarte multă lume, când te întâlnește, te întreabă ce s-a întâmplat. Eu am obosit să mai te spun. Și de câte ori, iertați-mă, dar de câte ori mi se pune această întrebare, îți reamintește ce s-a întâmplat. Și spunând persoanei care mă întreabă, răspunzându-i, la mine se răsucește așa durerea aceea că nu mai este lângă mine și e foarte greu. La un moment dat durerea nu o vei mai simți când vei vorbi și atunci o să știi că ești vindecată complet. Deci va dispărea durerea asta. Așa să fie. Că te va întreba, vei fi întrebată toată viața de aici încolo. Că nu vei fi întrebată ca atât de des ca acum, corect. Dar peste un an, doi, trei te va mai întreba. Da, cum a, de ce, a, ce, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că asta e specific uman aici, trebuie să știe omul tot. Da, așa este, că trăim între oameni și în momentul în care cineva pleacă, ești, te întrebi, mai ales la o vârstă, la 32 de ani cât avea, da, el făcea 33 în august. Iată, 33 de ani, vârsta lui Iisus pe pământ, cât mai era până în august. Este iarăși un lucru care mulți mi-au spus, gândește-te la lucrul acesta, împlinea 33 de ani. Dar Dumnezeu să-L odihnească, să fie în lumina lui Iisus, acolo cu siguranță s-a întâlnit și cu tatăl lui și cu siguranță s-a întâlnit și cu bunicul, cu toți cei care au plecat acolo. Eu spun celor de acasă care au asemenea cazuri în familie că, sau prieteni, nu contează. M-am uitat acum la televizor și am văzut nenorocerea din Anglia. Acea compatrioata noastră, Andreea, parcă o chema, româncă, în momentul în care s-a intrat cu mașina individul teroristul și a lovit-o de a sărit în, a aruncat-o în apă. Mă uitam la cât ce tragedie, oamenii erau plecați acolo în luna de miere sau ceva, să-și aniverseze ziua unuia dintre ei. Deci au plecat într-un concediu în Anglia, în Londra, unde și-a găsit aproape cât e în stare gravă sfârșitul. Deci este cumplit. Este iarăși un șoc. Și atunci te gândești, e întâmplător că a ajuns acolo? Nu. Nu e. Nu există absolut nimic întâmplător. Și lăsat la voia întâmplării. Absolut nimic. Șocul soțului sau prietenului, ce e o lecție că... pentru fiecare din da. Jur de acolo. Eu acum nu vreau să credeți că nu am sentimente sau nu simt și asta e departe gândul acesta de mine. Dar vreau să încercăm puțin să lucrăm cu noi, să nu luăm, cum să spun eu, mai să ne implicăm mai mult decât trebuie. În... Cu alte cuvinte, vrei tu să atenuăm șocurile. Da. Pentru că nu ne facem rău, în primul rând. Bun, este un caz aici, că ați făcut referire de Londra, este un caz destul de dificil. Da? Dar televiziunile prea mult bat apa în piu pe subiectul ăsta. Prea mult. Deci dramatizează, vai de mine, teroriști. Dacă mă întrebați pe mine, vă spun din ce simt eu acolo, nu este un atac terorist, este altceva pus la cale din alte motive. Da, a fost cu intenție. Asta este, despre asta este vorba. Da, dar nu au fost ăștia ISIS sau alte chestii, ce mai zic ei pe acolo, la televizor. În fine, nu vreau să intrăm în alte detalii, dar au loc, de ce am deschis subiectul ăsta, că nu cred că întâmplător, vor mai avea loc astfel de atentate cu ghilimele de rigoare, pentru că ce se întâmplă? Scad vibrația planetară aceste știri. De exemplu, a fost măsurată frecvența Schumann de la al doilea război mondial încoace în fiecare zi, iar cea mai mică valoare a frecvenței a fost în timpul atentatelor de la 11 septembrie. De ce? Pentru că toți oamenii erau în panică și în spaimă și atunci a scăzut vibrația. Noi avem nevoie să fim cu vibrația ridicată, noi oamenii, pentru că vom ajutăm planeta să se ridice. Și păi sunt anumite... Dane, da. Scuză-mă, iartă-mă că te întreb, dar e firesc când vezi că pică două turnuri imense, când sunt atâtea sute de oameni acolo, cum să nu te apuce panica? Da, dar dacă am avea informația până la capăt că
Da, nu, nici nu vreau să creez acum teoria conspirației și asta. Acolo așa s-a vrut și au fost organizate de către ei toate lucrurile astea, pentru că în perioada aia urma un val foarte important de energie masivă care trebuia să vină pe Pământ și ca să nu fructificăm la maxim, au fost atentatele. Energie pozitivă? Da. Și din cauza asta au fost acele atentate. Eu, asta e informația mea, mi-o asum, puteți să mă trimiteți la Socol, la locuri sunt, mă duc cu mare drag. Asta s-a întâmplat atunci, n-a fost întâmplătoare data și vor mai fi, revin acum la prezent, lăsăm trecutul, că o să apară la iveală informații, nu sunt eu singurul și primul care vă spun informațiile astea, o să vedeți că se vor decretiza și o să vedeți în ce manipulare am fost băgați de mult tare. Revenind la prezent acum, vor mai fi chestii de genul ăsta pentru că nu se dorește, sunt personajele care conduc planeta la ora actuală, nu doresc ca noi să creștem în vibrație. Pentru că dacă noi creștem în vibrație, noi ne trezim. Și atunci nu mai suntem populație de manipulat. Da? Spre asta tindem și asta vom vedea în viața noastră de acum, nu peste sute de ani sau generații de aici încolo. De asta e un moment crucial și foarte important pentru planetă. Și dacă tot discutăm despre lucrul ăsta, Dane, și dacă tot lumea te... spui tu că dacă vrea să te trimită la Socola să-ți facă recomandări, tu te duci, am să te rog să le și prezint, să le recomanzi telespectatorilor noștri din cunoștințele tale moduri de a se proteja și de a aduce, pentru că tu știi că mie îmi place întotdeauna să spunem și ceva practic pentru telespectatori, cum să se protejeze. Bă, pentru că noi știm că atentate, atacuri asupra noastră sunt de multe feluri. Prin toate metodele. Spune-ne câteva modalități de a ne proteja. Știți care e cea mai bună protecție, oameni buni? Și vă spun cu litere mari. Iubirea, dragilor. Iubirea, fiți în iubire. Fiți împăcați cu voi și atunci lucrurile astea din exterior nu se pot apropia. Dacă eu sunt în iubire cu mine în primă fază, da? Din ce simt eu, nu mai avem nevoie maxim acum de acele cereri de protecție, gen sferă, cruce. Bine, unii dacă mai cred în continuare în ele... Credem în cruce. Cum să nu cred în crucea de lumină? Nu, în sistemele de protecție refer. În sistemele de protecție, folosiți-le în continuare. Ele sunt o grămadă de sisteme de protecție. Găsiți pe mediul online milioane. Dar degeaba tu te protejezi dacă tu nu ești în iubire, nu ești în adevăr. Și cum ești în iubire și în adevăr? Înțelegând, frate, că de fapt toți suntem unul și înțelegând că suntem într-un univers dual în care jumătate e alb, jumătate e negru. Cei care ne atacă pe noi, da? Ei nu știu ce e aia lumină. Ei nu știu ce e aia lumină. E ca și cum ai crește un copil, s-a născut, sau cum făceau turcii, da? Când luau copiii de la noi și duceau până la 30 de ani. Păi ăla, dacă la 30 de ani și o zi se ducea cineva să le ia în brațe sau să-i dea o floare, ăla nu știa ce să facă cu el. Așa și acum, mulți dintre noi, adică toți suntem veniți așa, dar unii dintre noi și-au dat seama despre ce e vorba. Fii iubire. Și cel care te atacă, nu știu, primește un șut în fund, fii iubire pentru el. Eu am pus-o în practică, deci asta vă spun, pus-o în practică. Și chiar funcționează în primul rând pentru mine, că pe mine asta mă interesează. E alegerea lui cum, ce face el mai departe, după ce eu mi-am cerut scuze și am zis că îl iubesc, după ce mi-am luat o palmă de la el. Uite, acum așa mi-a venit gândul ăsta în minte și pentru că am întrebat oare cum să te poți verifica dacă ești sau nu iubire. Și știți ce gând mi-a venit acum? În momentul în care treci pe stradă pe lângă un om al străzii, ce simți pentru el? Acela este un mod de a te verifica să vezi dacă ești sau nu în iubire. În momentul în care îl privești cu dispreț că miroase și este așa cum este, neglijent și răscolește în tomberoane, în momentul acela, modul în care îl privești, tu vei da seama cum ești. Da, asta mi-a venit acum ca bine, idee. Asta e un exemplu, dar un exemplu, e un exemplu, da, foarte bun, dar sunt multe alte
alte exemple. Trebuie să înțeleagă fiecare că toți din jurul nostru, de fapt, suntem frați. Toți avem același tată, același mamă, același... Și avem același scop pe pământ. Venim să ne trăim o experiență. Exact. Și avem fiecare rolul lui. Foarte important. Suntem ca roțile unui ceas. Fiecare are rolul lui. După ce își termină pe ale lui de rezolvat, după aia ajută întregul sistem. Eu acum m-am concentrat pe varianta asta de ajutor a întregului sistem. Pentru că cu cât ne trezim mai mulți, cu atât ne va veni mai ușor la fiecare. Pentru că dacă eu mă întâlnesc pe stradă cu cineva care înțelege și simte ca mine, păi eu nu o să merg să-l calc pe picioare sau el pe mine să ne călcăm pe picioare, pentru că noi știm că nu ca să ajung undeva sus, vibrațional, nu trebuie să fac rău. Iată așadar, pentru că vorbeai despre ceas, dragi prieteni, timpul zboară foarte repede. Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit, deja depășim un pic, intrăm în publicitatea peste noi, să spun așa. Eu îți mulțumesc, Dan, cu toată ființa mea că ai răspuns invitației și ai venit să-mi fii alături, iată că și fizic, nu numai prin telefon și prin comunicare. Cu mare drag. Că m-ai sprijinit foarte mult energetic în toată această perioadă și îți mulțumesc și ție și celor de acasă care m-au ajutat și pentru sfaturi și pentru gândurile bune și pentru vorbele frumoase și pentru că rugăciuni enorm de mult m-au ajutat și mă ajută în continuare. Și așa cum iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, sunteți prietenii noștri și ca să nu mai repet că soarele răsare peste toți și apune peste toți, cum spunea cineva că deja îi enervez, atunci spun așa, fiți iubire. Să fim iubire, pentru că Dumnezeu este iubire. Și dacă Dumnezeu este iubire și noi suntem creația Lui, înseamnă că și noi suntem iubire. Exact. Și asta trebuie să fim. Chiar trebuie să fim. Dar încă o dată mulțumesc. Mulțumesc, stimați respectatori. Vă urez un weekend minunat și să ne revedem sănătoși, în dragoste, iubire și credință în Dumnezeu. Doamne ajută! La revedere!